Asta ar fi următorul. Ar fi vreo 7 intervale acum, bune. Pe prima rama nu-i nimic. E doar cum a rămas după extracția de la floarea soarelui. Pe rama a doua are doar miere. Albina s-a împuținat deja. Asta e o ramă tot așa plină cu miere. Căpăcii nu are decât deasupra un pic, aici la fel miere. Deja e ramă cu cuiet aici. Cel în mijloc e larvar, iar pe laterale e căpăcit. Deci asta ar fi prima ramă. Asta e a doua ramă. Așa, are și căpăcit și care e gata de ieșit. Deci asta ar fi a doua. A treia ramă tot cu puiet, are și coloniță de miere. Asta e a patra ramă. Asta e a cincea, tot la fel puiet, la fel și pe partea asta, are și un pic de coroniță. Asta e deja organizat cum trebuie, deci cel puțin are ramele puse în ordine, are pe centru puietul. Asta e deja o ramă cu miere și cu polen. Deci a rămas tot pe 5 rame, tot ca celălalt. Cam asta ar fi media. Pe partea asta nu mai are aproape nimic. Aici are ceva miere.
Asta ar fi. Doar mai curățăm un pic crescăturile de ceară. Asta e un pic de polen.